și astăzi o să ne jucăm Standoff 2. După cum ne vedeți, da, mi-am dat și eu update-ul de... Da, ieri parcă mi l-am dat, în fine. Bun, am două skin-uri AKAR Tiger, un skin AKAR 12 mecanic. O să-l vând pe ăsta, dacă ar fi cineva să-l vând, să-l ia cu 0,20. Ar fi chiar ciudat. Ia să vedem cel mai scump AKAR Tiger ever, forever, endeavor. Numai de 16 văd. Am înțeles. Nu-i nimic atât de scump. Nu-i nimic mai scump de 1,6, de 0,16. Din câte văzui. 1,5. Îl cumpără cineva aproape instant. Da. Ce ziceam? Bun. What the heck, bro? Lol, nu se mai vede. Așa. Ăsta era filmat. O să jucăm niște... O să fac eu puțin training acum. Să mă antrenez pentru competitiv. Vă recomand să folosiți acest training, deoarece e foarte bun. O să-l folosesc pentru că eu am nevoie să fac kill-uri cu AK și M4. O să trebuiască, o să folosesc AK-ul. Fuck. Dăm așa un pic ca și cum ne-am încărcat arma. Bum. Nu trebuie neapărat să-i omor, că atunci... Așa, un pic mai lejer. Ca și cum, nu știu, ai da câte puțin damage în fiecare. Dar da, eu stau acum pe loc și trag așa mai lejer. Este 20, 22... 23. Cred că o să stai ceva la montaj, văd eu. Aici ce? Care-i șpilul aici? Că gen am umblat o chestie. Ceva la montaj, văd eu. Aici ce? Care-i șpilul aici? Că gen am umblat o chestie. Bun. Acum știu care e faza aici. Să dăm așa pe 0,68 la secunde pentru că noi suntem la secunde pentru că noi suntem pe. Niciodată. Nu prea îmi pun eu degetul foarte bine pe ecran. Bun. Trebuie să mă să joc de pe crouch cam, nu știu cu crouch-ul, trebuie încălzit, trebuie să folosesc. Bun. Hai, zic că sunt destul de încălzit acolo un pic. Sunt un pic încălzit. Așa că zic, pot juca acolo un meci la competitiv și să câștig. Spuneți voi că se poate. Încercăm. Încercarea moarte. Bun, hai băgăm acolo un competitiv. Doamne ajută. Provincie este. O mapă frumoasă, bună. Am început să întâlnesc foarte mult provincie. Mai întâlnesc foarte mult sandstone. Dar, da, nu mai contează. Bun, așa, o să vreau să mă întâlnesc eu din ce în ce mai mult. O să fac ușor, să dau mai capul. Pentru că este foarte frumos peste. Nu să știi să joci cu AK sau M4. Nu știi să joci AK sau M4 atunci. N-ai ce căuta pe acest joc. Hai că n-ai ce căuta pe... În fine, ai ce căuta, dar... Bă, oamenii ăștia sunt. Orice oameni de competitiv. Bă, fac, mi-a dat cu SP-ul, dar... Nu înțeleg de unde a fost teagloanții și de unde... Teagloanțele, aproape toate teagloanțele, mai bine... Brother. Nu am mai văzut degetul ăsta, au degetul micau. Da, am căzut degetul, nu poate scheme de pe lângă. Și acum mă rup pe degetul, mă rup pe degetul, sincer. Nu mai de pe mă duc, trai. Mă duc să-i dau la mă. Cred că-i dau la mă, dacă...
Bun. Ai, nu, nu, nu. Vreau să spun că aș încerca să joc un meci. Așa, doar cu cuțitul. Dar nu, 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 că îmi dau 60 după. Ne punem să dăm, zicăm MP, nu știu ce, MP, MMP, nu, nu, nu. Vreau să spun că aș încerca să joc un meci. Așa, doar cu cuțitul. Dar nu, 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 că îmi dau 60 după. Ne punem să dăm, zicăm MP, nu știu ce, MP, MMP, 10 times, că ești ca să fii și mic. Omoară-m cu echipierii, te rog, așa, că sunt singur pro player, aha, aha, da. Bă, cum trage cu FS-ul ăsta? Am înțeles. Am înțeles, mi-am dat seama ce player am în echipă. Bun, tocmai ce a făcut un kill. Bravo, bravissimo. Să-i și pe punte. Hai, ar trebui să le dăm shit-un. Nici chiar shit-un, dar ar trebui să-i facem un pic așa. Uita. Am înțeles. Fix în mine. Ce bun e ăsta al meu. Să știi că ăla-i ciocan, da. Să nu te dai în spate deloc. Bun. Să vedem dacă am, să văd și eu dacă am de ce să înnebunesc sau să nu. Bun, deci ar trebui. Ia. Ăsta are de două ori mai puține ore decât are ăsta pe care îl omorâ. Și gen, da, să vă dați și voi seama ce pro player. I go try hard. Fuck, ce armă îmi luai? Ce armă îmi luai? Credeam că mi-au ori un MP ori AK. Și greșit. Niciuna, nici altă nu. Am înțeles! Oamenii îți dau cu grenadă super easy. Da, eu n-am ce să mai spun, sincer. Sincer, dar chiar sincer. Am înțeles. Niciun om cu mine, eu cum oameni buni să mai fac un meci de competitiv. Bun, ia. Voi câte ore i-ați da acestui om care joacă acum? Sincer. Bun, ia. Voi câte ore i-ați da acestui om care joacă acum? Sincer. Acelui om, dacă i-ați da, nu știu, să zicem, 100-200 de ore, nu. Are 700 de ore, om, ca să mă credeți, uitați-vă. 700 de ore aproape. De unde-s fac eu? De unde-s fac eu? Un kill, no! Ce, bă, măcar oamenii zic GG. Nu-s de agen. Easy shit on copile! No. Măcar spusără și GG. Eu disperez. Nu știu cum să spun disper, să spun disper, dar... Singura chestie ar fi gen să stau așa! Singura chestie ar fi gen să stau așa! Cu minte și gata! Nu, deci, să vă dați și voi seama, voi oameni. Am pus să votăm, să dăm afară pe omul ăsta. Doi au votat, gen, cu X. Și omul ăsta a fecat. Din cauza omului ăla, noi pierdem.
Și acum și mine. Brodrilor, Brodărschi, uitați-vă la omul ăsta. Cum stă el la fica? Ce pierde? Nici măcar bomba nu avem? Să zicem că ar fi plantat ceva bomba? Nu. Eu dă jocul lui. Bomba? Nu. Eu dă jocul lui. De ce nu? Iau și eu o grenadă, ca tot omul. Și acum să vedem. O grenadă și logică, luăm alte arme. Un MP, de exemplu. Și dăm grenada acolo. Fugi, fugi caracter, fugi, dă-i marșalier. Așa. Hai că vin eu să te ajut, omule, numai că vin pe partea asta. Pentru că pe acolo dacă vin, știți ce se întâmplă. Adică sper să știți. Deci, dădui în doi tipi o grămadă de damage. Deci, dădui în doi tipi o grămadă de damage. Bun, în ăla, cine vrei? Sunt doi oameni foarte ușor. Am înțeles. Cine vrea acum iarăși să-l dăm afară pe ăsta? Este! Acum vrea toată echipa. Înainte cred că oamenii nu știau de ce gen. Vreau să-l dăm afară. Acum sper că știți. Da, feca, da, te lasă. Acum pot să-mi iau și mai multe chestii. 15 minute deja! Nu mai pute. Omule, încarcă-ți arma. A, e îndreptat pe el. Nu știu când aș vrea, dar e îndreaptă, sigur. Ia, uite, l-a omorât ăsta. Bravo. Bun. Acum să-mi iau, nu știu ceva, o armă. Bun. Acum să-mi iau, nu știu ceva, o armă. Asta, ia, e bună? Să vedem. Să vedem, dar... Mă duc pe B, sincer. Mă gândesc că ăsta nu stă de fra... Niciun kill. Și că n-am niciun kill. Am înțeles, dacă. Nu știu ce zice ăla, dar cred că ne înjură. Bun, mi-am luat cea mai scumpă armă, care în același timp e și bună. Și să speram că da. Omule, de unde te... Nu am țipit pe 90 ori. Ok, am înțeles. Da, sincer n-am ce să vă mai spun, măcar acum pot și eu să stau la counter teroriști, că vreau de ceva timp să mă mut la counter teroriști și să sperăm că acum, da. Nu se mai întâmplă chestia aia, să sperăm. Bine zis, să sperăm căci...
E Deagle Boy, bă. E Deagle Boy. E băiatul Deagle ăsta. Și-l urăsc, sincer. Mersi. Dar cine e Lerox ăla? Bă, frate, dacă ai 11 kg, asta nu înseamnă... Ăla a votat să ies afară, ăsta a votat, da? Uitați-vă câte ore are omul! Ia! Kill-uri, are 27.000 de kill-uri! Asta are 32.000 de kill-uri și are de 2 ori mai puține ore decât el. What the heck? Asta chiar mi se pare foarte ciudă, sincer, da? Oamenii sunt... Mama lor, cine îmi dă notificare? Am înțeles! M-a luat prin perete! Wow! Prin pereții acestea s-au făcut din carton. Din carton... Dar cartonul acela este luat de la cutiile de pe EMAG. Are Star Trek pe el. Are 79 de kill-uri pe fama asta. Sincer, nu mă miră de din nou scop pentru că se băgă în el. Ci că nu. Am înțeles, și al nostru le zisă lor că ei sunt nubi. Sincer, habar n-am, da, eu de obicei nu sunt chiar așa, nu joc chiar așa, că sunt super slab pe lângă cum joc eu, dar ăștia mă fac să parcă joc mai slab și vă zic și de ce cau hack și cau peste 200 de ore și că nu știu ce să vă mai spun. Omoare 300 de ore jumate. Ăsta are 300 aproape. Ăsta are 101. Ăla e singurul pe care îl jibă, pot să-l bat. În rest, alții își cau hack. Că sigur că nu cred, omul fură kill-ul. Că asisturi am 5 asisturi, băi, oameni, bă. Și alea ar fi fost skill-urile mele, dar... I understand, what do you want to say? Bun. Omul ăsta e prea tryhard. Acum nici eu nu prea pot să joc bine, că mă deranjează. Dar nu pot sta în pozițiile mele. Știu că sunt foarte ciudat, dar am eu unele poziții prin care mă concentrez foarte, foarte bine. Și acum nu pot stau. De ce? Pentru că am... Avem clăută și am dat cu oalifie.
2 în 1. Bun. Este perfect, sincer. Să prinzi doi pe tine în același timp. Eu câte kill-uri am? 0, dar 6 asisturi în același timp. Am înțeles. Logica să-i jos. Bă, frate, gândește un pic logic, pentru că el sări jos, o să se ducă sus. Da, ce ziceam, să începe acolo? S-a dus prin felul ăsta de lângă coșul de gunoi, s-a dus sus și da. Putea să-i facă felul ăsta, numai că n-am fost atent. Ăla de pe primul loc are 0 asisturi. Eu am cele mai multe asisturi din match. Pentru că oamenii îmi fură kill-uri. Eu n-am niciun kill, de ce? Că îmi fură oamenii kill-urile. Nu chiar toate. Gen când mor. Asta e, mor. Dar și când sunt în viață, brodere. Mă spargi. De ce trage în mine și nu trage în cu echipierul meu? Brodere, de unde știe că sunt exact acolo? Sincer, dacă aș fi avut misiunea asta, gen să primesc 10 stele la modul de joc normal, sincer, acum aveam 200. Acolo oamenii nu prea joacă cu hack-uri. Joacă cu hack-uri, dar nu și le bagă chiar așa. Am înțeles, vedeți că vin, dreapta, nici nu. Logica. Nu, nici acum nu pot să fac eu un kill. Nu cred că nu pot să fac un kill, bă. Dacă fac un kill, primesc un premiu. Hai, știu că pot, hai. Mama ta, îmi dăduși tu flash! Nici măcar un kill nu pot să fac! Toți 6 asisturi. Ăsta o să fie... Ăsta o să facă kill și acum o să mai apară un asist. Știu că într-un 100% dă dui de-i spăr să-i capul. Dar asisturile să-mi crească. Nici măcar asisturile... What? Wait, what? Ce-i asta, mane? Băi, oameni buni, nici chiar nu înțeleg.
Nu, nu, mai bine rămân eu pe fama și gata. Gata. Rămân pe fama și gata. E o armă ieftină. Hai că ieftină. 22 de milioane, practic. Deci știam că e acolo. Campul vieții. Camperule. Am înțeles. Hai, bă. Deci, iarăși, deci, haide să te bag în beci. Ce? Hai, că nebunesc, sincer. Sincer, mai bine mă băgam la normale și gata. Sincer, mai bine stai. Cum dă tu fix mie? Nu cred așa ceva, oameni buni. Nu-i posibil cu oamenii ăștia. Nu-i posibil. Bomb has been planted. Copii. Hai, mă cazi pro player, hai. Pro player. De ore, hai. Că trebuie să-i bați, că nu ai 1500 de ore. Mi se pare ciudat că gen are 1500 de ore, dar n-are insigna aia de 2 ani. Nu cred! Omul ăsta e, cred? În așparie. Și uitați-vă ce rank e! Și eu am fost gol 4, dar din cauza update-ului m-am mai de update. Nu mai sunt. De ce? Că nu sunt mai... Nu mai sunt. Nu mă interesează, nu mai joc în viața mea. Mama lor de hacker. Oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Am fost Sarge. Dați like, share și subscribe. Ne revedem data viitoare. Ciao!